Încă nu avem careva detalii, cu certitudine pot să spun că acest caz, ca și alte cazuri înregistrate, da, sunt investigate inclusiv din punct de vedere epidemiologic. Cu siguranță se implică specialiștii și vom reveni cu detalii atunci când vom dispune de acestea. Potrivit presei de la Tel Aviv, băiatul venea din Republica Moldova și a fost testat la COVID-19 pe aeroport. Rezultatul a indicat o nouă mutație a tulpinii Delta, AI4.2. Băiatul a fost plasat în izolare, iar autoritățile din sănătate au demarat o anchetă epidemiologică. Oamenii de știință nu au reușit să stabilească dacă noua subvariantă este mai contagioasă decât cea precedentă. Acest lucru înseamnă că și în Republica Moldova ar circula o asemenea mutație, însă în lipsa unui laborator nu este posibil de depistat. Autoritățile sunt la etapa de instruire a personalului medical privind metoda de secvențiere. Laboratorul Agenției Naționale de Sănătate Publică a fost dotat cu echipament. Deci, din informațiile de care dispunem, exact în săptămâna curentă au loc acele instruiri și pregătiri a personalului și a metodologiei. Noi vă vom informa imediat ce această metodă va fi pusă în funcțiune. Autoritățile au evitat să spună când au fost expediate cele din urmă probe în laboratoarele din Europa pentru identificarea noilor tulpini. Când ultima dată au fost transmise probe? Și este mult mai important să înțelegem și să punem accent pe acel fapt care a menționat și domnul Cebanu. Puterea noastră de a influența prevenirea apariției și răspândirii. Responsabilii iau în calcul și vaccinarea copiilor de la 12 la 15 ani împotriva COVID-19, dar cu acordul părinților. Este de îngrijorare că deci dacă privim din numărul total de cazuri înregistrate, astăzi în jur de 10-12% sunt cazurile înregistrate la copii. Comparativ cu valurile anterioare, când noi înregistram, când această pondere era în jur de 5-6, practic de 2 ori mai redusă. Este foarte probabil ca în perioada următoare să oferim posibilitate părinților care optează pentru vaccinare, deci să asigure acest lucru. Republica Moldova înregistrează în prezent 265 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 la 100.000 populație. Instituirea stării de urgență la nivel național ar fi posibilă atunci când cifra va atinge 350 de cazuri la 100.000 de populație, anunță Svetlana Nicolaescu. Săptămâna trecută, în Republica Moldova s-au înregistrat în jur de 9.900 de cazuri de COVID-19.